Astăzi, la cina Domnului, stau înaintea dumneavoastră și dumneavoastră sunteți în casa Domnului numai și numai prin harul lui Dumnezeu. Haideți să nu încercăm cumva să ne ascundem sau să lăsăm pe altul să o zică, o recunoaștem noi numai prin harul lui. Glorie lui în veci! În zile de stabilitate și siguranță destul de firave, și în această dimineață, Cuvântul lui Dumnezeu are pentru noi un mesaj triumfător și vă invit să vă ridicați în picioare în cinstea Cuvântului lui Dumnezeu. Voi citi primele trei versete din Psalmul 40. Numai ce a cântat corul cântarea spunea, lăudați pe Domnul. Ascultați, vă rog, primele trei versete din Psalmul 40. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Îmi pusesem nădejdea în Domnul. Amen. Și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirile, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragi frați și surori, suma acestor trei versete spune un lucru foarte, foarte clar. De la strigăte de jale, la cântări de laudă. Lăudați pe Domnul! Fără Dumnezeu erau strigăte. Când Dumnezeu se apropie de omul acesta, omul acesta primește cântare din partea Domnului, cântare nouă și cântă și laudă pe Domnul. Este foarte clar că psalmistul acesta trece printr-un sezon trist în viața lui, așa cum poate unii dintre noi experimentăm în zilele astea, era atât de dărâmat încât spune cuvântul Domnului și mărturisește omul acesta, nu mai puteam să fac nimic, strigam. Dar un lucru extraordinar care îl face psalmistul acesta, spune, am strigat către Domnul și nu striga așa iurea în vânt, spune, mi-am pus toată nădejdea, tot ce am avut m-a pus în Domnul. Ăsta e lucru foarte, foarte important. Absolut tot ce am mai avut în viața mea, toate clipele care le-am mai avut până când voi muri, el credea că o să moară. Că spune că era într-o groapă numită a pieirii. Era în fundul mocirile, nu putea să vină nimeni să-l scoată afară și spune, Doamne, câte secunde mai am, tot pun pe seama Ta, mă încred în Tine. Atenție, vă rog frumos, când nu mai sunt șanse, când oamenii din jur, poate prieteni, oameni nice cu tine, s-ar apleca și s-ar apleca cu dragoste să te ajute, dar nu te pot ridica. Mesajul din această dimineață la cina Domnului, la masa Domnului, îți aduce aminte și spune, no matter unde te afli, Dumnezeu se va apleca spre tine dacă strigi către El. La masa Domnului se poate ajunge cu frică, cu frământări. La masa Domnului se poate ajunge cu strigăte interioare pe care nu le spui nimănui. Se poate ajunge cu tot felul de lucruri, cu să fii zdrobit. Însă spune cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, haleluia! De la masa Domnului se poate pleca cu strigăte de bucurie, cu cântări de laudă. Nu strigăte de jale, ci de bucurie și să lăudăm pe toți numele Lui să fie lăudat și slăvit în veci. Versetul 1 al psalmului acestuia spune că Dumnezeu ne aude strigătele noastre, dar versetul 3 spune altceva, Dumnezeu merită laudele noastre. Dumnezeu merită laudele noastre. Vom privi foarte, foarte rapid la aceste trei versete și Cuvântul Sfânt ne va hrăni astăzi la masa Domnului cu următoarele idei. Eu strig, Dumnezeu mă aude, se apleacă spre mine, mă izbăvește și ca răspuns la ceea ce Dumnezeu face pentru mine, eu laud pe Domnul. Amen. Trei versete, câteva idei, câteva principii, câteva sfaturi ale psalmistului. În primul rând, versetul 1. Ne putem apropia mai mult de Domnul. Asta spune psalmistul. Nu știu care e starea vieții tale, starea spirituală, dar vreau să spun ceva. Nu știu unde te afli. Dar în această dimineață te poți apropia mai mult de Domnul. Clar. Fără niciun doubt. Ascultați ce spune versetul 1. Am strigat pe Domnul și nu știam ce se va întâmpla cu mine. Și dintr-o dată, Dumnezeu a fost lângă mine.
ne putem apropia mai mult de Domnul în dimineața asta. Nu știu ce a fost până astăzi, dar din dimineața asta, dintr-o dată, poți să vezi că Dumnezeu s-a apropiat de tine. Poți să fii mai aproape de Domnul. Viața ta poate să fie mai bună de astăzi înainte. Psalmistul acesta era într-o groapă, la fundul mocirlei și dintr-o dată spune psalmistul, am simțit prezența lui Dumnezeu, am văzut o lumină, am simțit o pace, Dumnezeu s-a apropiat de mine. Frați și surori, noi toți ne putem apropia mai mult de Domnul. Este vorba aici despre un om al lui Dumnezeu, vă rog frumos să fiți foarte atenți. Un om al lui Dumnezeu care spune și știe, când este în necaz, spune, mi-am pus toată încrederea în Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu care la un moment dat căzuse, căderea lui a fost atât de mare încât era peste puterea oamenilor ca să-l ajute. Era vorba de păcat aici. Era vorba de păcat, este foarte clar. Groapa pieirii și fundul mocirlei. Însă omul acesta nu se complace în starea lui. Omul acesta nu stă ca Adam și se ascunde și a nevasta și se ascunde. Doar nu ne vede Domnul, nu. Omul acesta începe și strigă către Dumnezeu și este hotărât să se apropie de Dumnezeu. Vrea ca Dumnezeu să-l vadă cât mai rapid. Ești hotărât să te apropii de Domnul dimineața asta? Vrei ca Dumnezeu să vină la tine? Strigă către Domnul. Dacă ai nevoie de Dumnezeu, dacă ai nevoie de ajutor, oamenii nu te mai pot ajuta în dimineața asta cu încredere. Nu striga așa în vânt. Înainte să strigi, puneți încrederea în Domnul și Dumnezeu te va ajuta. Dragi părinți, de care copil se apropie mom and dad mai repede? De copilul care strigă sau de copilul care stă cu minte în cameră și nu are nicio treabă și e mulțumit? La cine fuge mama și tata mai repede? La cel ce strigă. Dintr-o dată sar orice ar face, sar în picioare și fug acolo să vadă ce s-a întâmplat. Și știți care este copilul care strigă? Copilul nemulțumit. Copilul care trece printr-o situație care nu-i place. Copilul mulțumit stă cu tableta, cu telefonul și n-are nicio treabă, e liniștit. Copilul nemulțumit strigă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte, foarte clar. Omul, creștinul nemulțumit, creștinul exigent, creștinul ca și apostolul Pavel care spune mă port aspru cu trupul meu, creștinul nemulțumit de starea lui strigă către Dumnezeu. În această dimineață, dacă ai vrea să te apropii mai mult, strigă către Domnul. Nu sta nepăsător. Creștinul mulțumit zice, I'm fine, I'm ok, I don't need this. Nu-i pentru mine lucrul ăsta, nu trebuie să strig după ajutor, că n-am nicio treabă. Ascultați, vă rog frumos, cuvântul lui Dumnezeu. După fiecare cădere, și se întâmplă, după fiecare eșec, după fiecare trădare, poate, a lui Dumnezeu, strigă către Domnul și Dumnezeu se va apropia de tine, Dumnezeu te va ierta, Dumnezeu va repara relația ta cu El, lui Dumnezeu îi pasă de tine, Dumnezeu va veni la tine. Cine strigă după ajutor? Cine credeți că strigă după ajutor și vrea ca Dumnezeu să fie cât mai aproape de El? Cel care înțelege, ca și psalmistul acesta, că trăim în zile cu atacuri fatale la ordinea zilei. Așa era în vremea psalmistului. Veneau dușmanii de multe ori și în orice zi puteai să mori. Dar creștinul care înțelege că atacurile diavolului și săgețile diavolului nu se mai îndreaptă doar spre trupurile noastre, ci spre sufletele noastre, care sunt veșnice, omul ăsta strigă către Dumnezeu. Când vede o neregulă în viața lui, strigă către Domnul. Știți de ce? Pentru că Domnul vine mai aproape și în felul ăsta ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Ascultați un alt sfat. Aici la masa Domnului, la cina Domnului, în al doilea rând, versetul 2. Putem fi mai biruitori în lupta cu păcatul, fraților, tineri dragi, putem fi mai biruitori în lupta cu păcatul. Și nu trebuie să insist numai la tineri, frați dragi, surori, putem fi mai biruitori în lupta cu păcatul. La masa Domnului, la masa schimbărilor de atitudine, ascultați ce spune versetul 2, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Dumnezeu m-a scos de acolo. Omul acesta căzuse într-o groapă numită a pieirii. De ce credeți că se numea groapa pieirii? De ce? Simplu. Cine cade acolo, moare. Cine cade acolo, piere. De aceea se numea așa. Groapa aceasta
era atât de vestită și este atât de vestită încât omul care cade, cei mai mulți oameni cad în groapa asta și mor. Și de acolo Dumnezeu te poate scoate afară. De acolo Dumnezeu poate să intervină și să te scoate dacă strigi către Domnul. Și Dumnezeu spune nu doar că te scoate afară, realitatea este clară, diavolul, satana sapă gropi. Pentru noi, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru toți. Sapă gropi. Și foarte mulți oameni cad în gropile astea, mulți dintre cei ce cad mor acolo în groapă. Psalmistul spune, creștine drag, frate drag, soră dragă, putem fi mai biruitori în lupta cu păcatul. Dacă în această dimineață, dacă la masa aceasta realizezi că viața ta poate, nu știu, este așa din groapă în groapă, ieși și cazi din nou și ești mai mult prin groapă decât pe afară, Dumnezeu îți spune, Dumnezeu se poate apropia de tine. Dacă strigi către Domnul, Dumnezeu îți poate da biruință, spune cuvântul lui Dumnezeu că El s-a apropiat, m-a scos și mi-a pus picioarele pe stâncă, la un loc sigur. Și cum spunea fratele, du-te și să nu mai păcătuiești, omule, poți să ai biruință. If you hit rock bottom, dacă ești la fundul gropii, asta spune psalmistul, nu eram în groapă undeva noroi, eram dezastru, eram în fundul gropii. Dacă te simți așa, Dumnezeu te poate scoate, Dumnezeu te poate așeza pe stâncă și Dumnezeu îți poate întări picioarele să nu mai cazi în păcat niciodată. Să ai biruință asupra păcatului. Se poate, spune versetul 2, să ai biruință, se poate să cazi din ce în ce mai rar. Se poate să nu mai cazi așa de rău și așa de jos. Prin Dumnezeu, nu te îndoi, ci primește cuvântul Domnului această dimineață. Dacă fără El viața e dezastru, îi îngroapă pirii dispariția, s-a dus, te-ai dus. În prezența lui Dumnezeu poți să ai fericire, poți să ai biruință, împărtășirea cu Domnul, la masa Domnului. Și ce înseamnă? Biruință. Biruință! Dacă te împărtășești și nu ai biruință, ceva nu-i bine, te împărtășești spre o sândă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Se poate să ai biruință, putem, noi toți putem să fim mai biruitori. În al treilea rând, prima parte a versetului 3, noi toți putem să lăudăm pe Domnul mai mult. Îl putem lăuda pe Domnul mai mult, Dumnezeu. Adică nu m-aș supăra dacă nu mai pot predica că doar strigați și lăudați pe Domnul, nu m-aș supăra deloc. Pentru că Domnul merită lucrul ăsta. Subiectul ăsta, ideea asta pare poate fără importanță, dar este atât de important. Ascultați ce spune prima parte a versetului 3. Mi-a pus în gură o cântare nouă. Nu strigă-te de jale. Am și uitat, nici nu mai știu cum să strig de jale. Când Dumnezeu este cu noi, indiferent prin ceea ce trecem, Dumnezeu ne pune în gură o cântare nouă. Ce faci cu asta? Nu poți să taci din gură? Noi toți îl putem lăuda pe Dumnezeu mai mult. El merită, El merită. Ce ar trebui să fie pe buzele, pe gurile salvaților, fraților? Vorbe îndoielnice, vorbe slabe, vorbe nepotrivite? Nu, niciodată, niciodată. O cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Versetul acesta spune foarte, foarte clar. După fiecare izbăvire, mare, mică, cum o fi ea, Dumnezeu îți dă și o cântare nouă. După fiecare izbăvire. Și mie îmi vine greu să cred că există vreo zi în viața cuiva dintre noi fără vreo izbăvire a Domnului în viața noastră. E greu de crezut așa ceva. În consecință, în fiecare zi, trebuie să lăudăm pe Domnul. Îl putem lăuda mai mult pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a binecuvântat. Noi putem să lăudăm pe Dumnezeu mai mult, cântări de laudă pentru izbăvirile Domnului. Am o întrebare, înainte să trec la ultimul punct, am o întrebare. Se poate trăi versetul 3 în viața noastră fără să fie experimentat versetul 1 și 2? Nu. Dacă nu cânți, dacă nu lauzi pe Domnul, dacă nu ești joyful at heart, dacă nu ești fericit, indiferent, dă-le încolo, dați-le încolo de probleme, dacă nu ești fericit datorită mântuirii Domnului, credeți că suntem oameni care am experimentat izbăvirea Domnului și am ieșit cu adevărat din groapa pierii? Cine iese afară din groapă primește o cântare nouă și laudă pe Domnul. Acesta este testul. Acesta este testul. Dacă nu ești bucuros și nu lauzi pe Domnul, you need something de la Dumnezeu. Iertare, ai nevoie să te apropii de Domnul. Ai nevoie, nu știu de ce ai nevoie, dar Dumnezeu știe de ce ai nevoie.
Noi toți putem să lăudăm pe Dumnezeu mai mult. Frați și surori, on a practical level, vorbind cu americanii, vorbind cu oricine, cei mai răi oameni, dacă nu avem vorbe în discuțiile noastre cu ei, I don't know, oriunde, la cafea, la lucru, oriunde, vorbe de genul, Dumnezeu m-a ajutat, prin harul Domnului sunt aici, mulțumesc Domnului pentru sănătate. Dacă nu faci asta, nu l-auzi pe Domnul. Pentru că cea mai bună formă de a lăuda pe Dumnezeu este de te a lăuda cu Dumnezeu. Degeaba venim, nu vă supărați, venim aici și cântăm și lăudăm și cu mâinile în sus. Și dacă afară you look like you're undercover and nobody knows you're a Christian, nu l-auzi pe Domnul. Așa trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. Merită Dumnezeu să lăudăm mai mult. Asta ne spune psalmistul. Atât a făcut pentru noi. Au fost 10 leproși odată. Toți strigau. Toți strigau. Și după ce Domnul Iisus îi vindecă pe toți, unul cântă. Unul a primit cântarea din partea lui Dumnezeu. Restul aveau impresia că sunt ok, dar nu erau salvați. Au primit o ușurare într-o problemă și au plecat. Noi îl putem lăuda pe Dumnezeu mai mult. Amin. Amin. Și a doua parte a versetului 3 spune cuvântul lui Dumnezeu așa: noi putem fi martori mai buni ai bunătății și al dragostei lui Dumnezeu. Noi putem să fim martori mai buni. Ascultați ce spune a doua parte a versetului 3. Mulți, nu puțini, mulți au văzut lucrul acesta în viața mea. Cum? Cum? Că era un martor al puterii lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu te-a izbăvit, poți să fii un martor al lui Dumnezeu. Omul acesta era în groapa pieirii, spuneau oamenii. Adică era pe moarte și uite-te la el că e pe stâncă. Se vede lucrul ăsta. Se vede lucrul ăsta. Atunci când ucenicii l-au văzut pe Domnul și l-au cunoscut și au văzut slava lui Dumnezeu, s-au văzut clar, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este în prezența noastră, așa trebuie oamenii din lume să ne vadă pe noi. Mă, ăsta e creștin! Trebuie să se vadă lucrul ăsta. Era în groapă, era să moară și acum ai biruitorii pe stâncă. Asta înseamnă să fii martor al lui Dumnezeu. Nu mai ești jos în mizerie. Nu! Trebuie să se vadă o schimbare clară prin felul în care te îmbraci, prin felul în care vorbești. Dumnezeu vrea să fii un martor al Lui. Vrea să fii un martor al Lui în lumea aceasta. Frați și surori, dacă printr-o apariție la tribunal, prin mărturia dumneavoastră, copilul, soțul, soția ar fi eliberat, te duce la tribunal să depui mărturie? Te duce, nu? Dar Dumnezeu ne cere să facem asta în lumea întreagă. N-ai vrea să mergi martor în lumea asta pentru Dumnezeu? Pentru că prin mărturia ta cineva poate să fie salvat. Crede asta. Mulți, asta e problema, că mulți nu mai cred. Forget it. Nu. Dumnezeu vrea ca noi să fim martori ai Lui. Noi toți putem să fim martori mai buni al lui Dumnezeu. Pentru că ce aud oamenii, aud, sunt vorbe. Dar ce văd oamenii, asta contează. Și Iov spune, Doamne, am auzit de Tine și a fost cum a fost, dar acum Te-am văzut. Și altceva, e altceva. Dragilor, la masa Domnului cercetați-vă și faceți-vă așa the credit score, nivelul nostru spiritual, cum stăm la a fi martori pentru Dumnezeu. Pentru așa cum am spus, cineva chiar poate să fie salvat prin tine. Psalmistul a fost mult mai bun decât noi. Domnul să binecuvinteze toți misionarii, spune, mulți au văzut lucrul ăsta. Mulți au văzut schimbarea lui Dumnezeu în viața mea. Mulți dintre noi nu credem în puterea de mărturie, de mărturisire a unui om înaintea lumii. Și spune un proverb, m-am gândit la fratele Beni, la fratele Dan, spune un proverb african, cine nu crede în puterea de schimbare a unui om, nu a spenduit a night with a mosquito. Să vezi ce schimbare poate să facă un țânțar într-o noapte. Atunci nu crezi că tu ai putea să faci o schimbare într-un moment? Să spui la cineva ceva despre Dumnezeu? Trebuie să fii martori al lui Dumnezeu. Dumnezeu merită lucrul ăsta de la noi. Dumnezeu merită ca noi să fim martori. Ce înseamnă să fii un martor bun? A fi o imagine cât mai clară a lui Dumnezeu în fața oamenilor. Asta înseamnă să fii un martor bun. Când oamenii din lume te văd să spună, ăsta e un creștin,
Ăsta e un om al lui Dumnezeu. Și cu cât arăți mai bine chipul lui Dumnezeu în fața lor, cu atât devii un martor mai bun. Noi toți putem să fim martori al lui Dumnezeu în lumea aceasta. Astăzi ne împărtășim cu Domnul Hristos, care este Salvatorul. Ce trebuie să spun asta? Nu pot salva eu pe nimeni, dar pot să fiu martor al Salvatorului. Pot și eu să mă duc să depun mărturie și Dumnezeu să aibă milă de toți cei pierduți. La masa aceasta ne reamintim, cum s-a predicat deja, faptul că Dumnezeu ne-a scos din groapă, din groapa pieirii, nu era o groapă oarecare. Era gata, gata să mor. Era gata, gata să pierd. Și Dumnezeu m-a scos. La masa Domnului realizăm unde sunt cei de afară, cei din lume, și ar trebui să ne simțim responsabili pentru ei de astăzi înainte. Mai mult ca până acum. Amin? Dumnezeu va lucra prin noi, Dumnezeu ne va binecuvânta, Dumnezeu ne va da biruință, dar trebuie să facem tot posibilul ca acest cuvânt al lui Dumnezeu și cuvântul care l-am auzit în limba engleză să intre în viețile noastre și inimile noastre și ne transforme pe noi, familiile noastre și lumea întreagă. Amin.